Câți nervi? Câți nervi? Mai bine transformau nervii în fotbal cei de la Rapid. L-am văzut pe Cristiano Bergodi cum nu l-am văzut niciodată, intrând, sau nu mi-aduc aminte, intrând pe teren până către careul ceo de la afară, rătându-i lui Găman, probabil faza în care, da, e normal să fi dat un fault în apropierea careului ceo de la Faru și nu s-ar mai fi continuat până când Waidă a luat al doilea galben și mai apoi roșu, dar de asemenea Iacob care se certa cu un cameraman, cameramanii e de certat. Asta este, ăia sunt oamenii pe care trebuie să-ți vergi nervii după un asemenea meci, nu pe propria neputință, nu pe cântatul probabil în capul întâiul capului, melodia marii victorii din meciul cu FCSB. De altfel, Farul astăzi, dacă ar fi avut în atac, poate, de la un moment dat încolo, aceeași calitate sau experiență a ceo de la Rapid, am fi văzut poate o diferență asemănătoare cu cea de pe arena națională, numai cu Farul în locul Rapidului și Rapid în locul celor de la FCSB. O să vedeți de ce, de asemenea, Rapid acum se gândește că ar fi preferat să câștige meciul acesta, să-l piardă pe cel de arena națională. La socoteala punctelor, care nu se înjumătățesc, ar fi ieșit mai bine dacă, sigur, FCSB nu ar câștiga partida cu Sepsi. O să ne întoarcem curând cu multe reacții. Vedem și o ambulanță care intră pe teren. Nu știm despre ce vorba, poate de un spectator care are o problemă de sănătate. Să sperăm că nu e ceva grav. Ne întoarcem curând după un meci epic, într-adevăr, care dă un oxigen extraordinar celor de la FCSB. De asemenea, celor de la CFR care pot sări de Rapid în urma meciului de mâine cu Craiova. Și de asemenea pună presiune pe Craiova, pe care Farul a ajuns-o la puncte. Ne întoarcem cu. Așa, repede până vin declarațiile care sunt interesante după un asemenea meci. Să vedem clasamentul. FCSB 32 de puncte, Rapid 28 cu înjumătățiri, CFR 27, care merge bine cu Craiova, care are 25. Deci ori Craiova, ori CFR pot ajunge sau depăși Rapidul dacă vor câștiga meciul de mâine. Iar Farul a ajuns la egalitate de puncte cu Craiova. Este peste Craiova în clasamentul nostru, bănuiesc, pentru că Ducat are golaveraj 2-0, pardon, 2-1. Și Craiova nu și-a jucat meciul, deci are 0-0. Sepsi, de asemenea, poate să ajungă la egalitate cu Farul și Craiova dacă bate pe FCSB. FCSB, dacă bate, se duce la 7 puncte diferență. Dacă, de asta vă spuneam, dacă Rapid n-ar fi câștigat cu FCSB și ar fi câștigat meciul acesta, era, ca să zic așa, mai câștigată, sigur, aportat și la partida FCSB-ului cu Sepsi. Florin Bratul Ilie Dumitrescu, de ceva Rădulescu, după un meci care ne-a stors, pentru că au fost multe faze, multe faze, ceea ce e foarte bine, excelent să ieși, să nu ieși adormit, să ieși stors dintr-o asemenea partidă, stai concentrat, să te uiți la toate. La un moment dat ai senzația că oricând se poate cere orice, e o tensiune foarte mare. O să-l ascultăm și pe oul meciului, Luis Munteanu, care o să-l întreb de ce a fost scos. Ai vreun răspuns repede? Nu. N-am niciun răspuns. Bine, să-l ascultăm pe Luis Munteanu. Munteanu, omul meciului în această seară, o victorie pentru voi. Începeți cu dreptul acest play-off. Cum te simți acum la finalul acestei partide? Bună seara. Da, am făcut o partidă foarte bună. Suntem fericiți că am reușit să scoatem aici o victorie mare. Așa cum am mai spus și la conferință, noi nu mai avem presiune, dar asta nu înseamnă că o să ne dăm la o parte, o să mergem meci de meci să câștigăm și s-a văzut în seara asta că am avut atitudine, determinare, personalitate. A fost o seară perfectă. Dublă pentru tine. Care poate să ți-a plăcut mai mult, Gramenii sau Cojocaru? Ambele au fost foarte bune. Le mulțumesc și sper că... Și pentru tine, ce înseamnă această dublă perspectivă, nu știu, turneului final? Da, sunt fericit că am reușit să marchez în această seară, mai ales lui Marian, este fratele meu, să zic așa. Chiar glumeam pe seama asta, îi dădeam mesaje în fiecare dimineață, îi spuneam: Mariane, vezi că-ți dau gol, vezi că-ți dau gol, și uite că dacă te gândești la lucrurile acestea, vin.
Deci asta a fost? L-ai pregătit pe Ioni că îi vei da gol sau care crezi tu că a fost tactica acea surprins Rapidul astăzi? Da, probabil că i-am luat moralul. Nu, și am făcut o partidă foarte bună și s-a văzut asta pe teren. 25 de puncte, începeți bine play-off-ul împotriva unei echipe ce tocmai venea după o victorie fantastică împotriva FCSB-ului. Ce înseamnă acest lucru pentru voi? Cupele europene se văd cumva? Asta ne-am propus, să fim acolo în cupele europene. Vrem să mergem de la meci la meci la victorie, nu avem presiune și asta s-a văzut în jocul nostru, că chiar am avut posesie în seara aceasta. După o perioadă în care ai suferit așa, pentru că nu mai marcai, acum ai dat două goluri, speri așa să se lege meciurile în care marchezi? Așa a fost și anul trecut, în play-off am fost decisiv. Sper că și în acest an să fiu golgetterul play-off-ului din nou. Pe adversarii voștri, cum i-ai simțit? Nu știu, apăsați, nu știu, încărcați cumva? Cam așa s-a văzut, nu știu dacă... Am făcut noi un meci bun, cred că de asta au jucat. E mai ușor când nu cântă peluza giuleșteană? Nu, au fost fani, mai bine cu fani, a fost atmosferă, a fost frumos. Aici mereu este foarte frumos. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și o seară bună. Bun, Luis Munteanu. E fratele meu a Ioanii, dar i-am dat mesaj în fiecare zi să spun că i-am gol și i-am luat moralul. Sunt frați precum Cain cu Abel, cred că cei doi în momentul ăsta. Cred că Ioane nu e foarte fericit. Dar ăsta este fotbalul și așa, până la urmă, trebuie să se comporte un atacant. Luis Munteanu, care dacă ar avea și constanță, un pic mai mare, asta ar fi excepțional. Astăzi, eficiență la finalizare, că da, este un jucător activ, da, și da, mereu a jucat, da, la un nivel foarte bun. Au fost și meciuri în care a fost n-a fructificat ocaziile create, dar chiar nu am văzut meciuri în care n-aveau, nu știu, creau că nu, invizibil. De asta el trebuie să devină constant, mai ales când vedem ceea ce poate să facă. Și atât un tânăr care a dat o minunată pasă de gol cu Joca. De gol pentru tine, cum sună? Bună seara! Da, am început play-off cu dreptul. Sunt fericit pentru această victorie și mă bucur că am ajutat echipa cu un asist. Exersați acest gen de pase la antrenament? A părut că v-ați simțit foarte bine tu și lui Munteanu la acea fază. Da, lucrăm la antrenament, foarte multe combinații. Eu cu lui ne știm de mici și mă bucur că l-am găsit foarte bine și el a marcat. Titular în premieră în echipa Farului, cu ce crezi tu că l-ai convins pe Gheorghe Hagi și dacă ai fost arma secretă în seara aceasta? Nu știu dacă am fost eu arma secretă, dar cu atitudinea mea pozitivă în antrenamente, multă muncă și cam atât, cred. Ai avut emoții înainte de partida asta, primul meci ca titular și în Giulești, unde se spune că e o atmosferă ce nu este prea, prea ușor de suportat pentru adversari. Poate am avut puțin înainte, dar când am pășit pe teren am uitat de tot și mi-am fost doar de jocul meu. E mai ușor să joci atunci când nu cântă galeria aici în Giulești? Vă așteptați să fie poate un infern, pentru că știm presiunea pe care o pune publicul de aici? Nu, suntem la fotbal, nici nu prea îi auzim când suntem pe teren. Farul a câștigat un campionat anul trecut. În acest sezon n-a fost cum și-ar fi dorit Gheorghe Hagi. Totuși, a venit acest play-off și începeți cu dreptul. Cupele europene este un obiectiv realizabil, mai ales după acest rezultat? Obiectivul nostru a fost să intrăm în play-off, l-am îndeplinit și acum vrem să luăm fiecare meci în parte și să îl câștigăm. Și la sfârșitul campionatului vom vedea unde ne vom clasa. Obiectivul tău care este? Pentru că presupun că e așa, o mândrie pentru tine să iei fața unor jucători precum Budescu și altora care sunt acolo în loc și să fii titular. Da. Eu vreau să ofer cât mai multe pase de gol și goluri pentru colegii mei. Îți mulțumim tare mult. Mulțumesc. Salut. Pentru un prim interviu e bine. N-a cântat galeria. Deci e bună decizie, zice. Minunată. E de discutat aici. Adică eu... Bun, a cântat, nu a cântat la început. Nu, n-au cântat. Dar eu nu înțeleg această atitudine și această hotărâre pe care au luat-o. Ce legătură are ce s-a întâmplat zilele trecute? Te răzbun pe jucătorii tăi? Mi se pare o tâmpenie. Scuze, dar... nu mă așteptam ca la galeria Rapidului să se întâmple așa. Știu că sunt niște oameni inteligenți acolo. Da, stai că e drumul lung până la Constanța, da. Dina Gramenii se grăbesc, băieți. Giulești. O bucurie destul de mare, pentru că până acum nu am experimentat acest lucru în campionat. Câștigați o dată cupă, dar miza din campionat este mult mai mare, cred eu.
suntem bucuroși. Înaintea meciului eram încrezători. Vorbeam între noi, jucătorii, că trebuie să jucăm fotbal pe care știm noi, să punem mingea jos, pentru că nu prea o făcusem de la începutul anului. Și eu zic că acesta este stilul nostru de joc care ne avantajează cel mai mult și pe care eu zic că o să-l prestăm până la finalul campionatului. Va arăta play-off-ul diferit pentru Farul față de sezonul regular? Da, eu zic că da. Pentru că, în primul rând, și sezonul regulat am demonstrat că împotriva cluburilor de pe primele locuri jucăm mult mai bine, pentru că și ele ies la joc, ci noi vrem să jucăm fotbal și eu zic că ies meciuri mult mai spectaculoase. Ăsta e genul de meciuri care încântă publicul, cred eu, care atrage cât mai multă audiență și, în primul rând, suntem bucuroși că suntem în play-off, pentru că am intrat puțin cam greu. Care crezi că a fost motivul pentru care ați surprins Rapidul sau dacă vă așteptați din partea Rapidului la mult mai mult decât au arătat în seara aceasta? Da, pentru că i-am analizat în această săptămână foarte bine. Ne-am uitat și la meciul lor cu FCSB-ul, unde au jucat foarte, foarte bine. Poate eu cel puțin m-am așteptat să intre puțin pe vârful, să zic așa, chiar dacă Rapidul e o echipă foarte bună a campionatului. Și eu zic că noi am surprins prin acest joc de pase, pentru că meciurile la care s-au uitat ei nu prea am făcut asta. Și suntem bucuroși că am luat cele 3 puncte, începe cu dreptul și asta ne oferă încredere pe viitor. Urmează FCSB-ul și vrem să luăm și acolo 3 puncte. Una dintre pasele despre care vorbeai a fost a ta pentru Luis Munteanu și gol pentru el. Povestește-ne un pic acea fază. Păi acum una jumătate cred că i-am pasat, adică acum una jumătate i-am pasat lui Alibec. Același gen de pasă, doar că din jumătatea mea. Acum am reușit lui Luis, el de obicei mă mai ceartă așa, între ghilimele, că nu prea îi pasez lui decisiv, că nu prea-l văd, dar noi ne cunoaștem de mici copii, avem o grămadă de astfel de reușite în care eu îi pasez lui și suntem bucuroși că reușim și la nivelul primei divizii, la cel mai înalt nivel, la Liga 1. Spuneai tu, ați intrat cu emoții în play-off, cu ce gânduri? Ce puteți să realizați? Păi, în primul rând, noi jucăm fără presiune. Am intrat de pe locul 5, suntem destul de jos și asta ne oferă o liniște, să zic așa, constructivă, pentru că ne putem desfășura jocul mult mai ușor, pentru că anul trecut, cum eram pe prima poziție, poate juca și la rezultat în unele meciuri, chiar dacă jucam fotbal frumos, rezultatul era cel mai important. Acum încercăm să ne jucăm jocul și dacă o facem, eu zic că avem șanse foarte mari să câștigăm cu fiecare echipă. V-a fost teamă după ce au marcat prin Rahmani că pot reveni? Da, clar. Nu putem spune altfel, pentru că știm forța Rapidului, știm de câte ori au revenit, cel puțin aici, acasă. Deși avea un om în minus, atenție. Da. Nu, din păcate, pentru noi nu prea s-a văzut acest lucru după ce ne-au marcat, pentru că cam tot ei au avut inițiativa, dar suntem bucuroși între timp că am rezistat până la urmă, că nu au reușit să marcheze și că plecam acasă cu punctele. Mulțumim tare mult! Vă mulțumesc și eu! Cheia a fost lipsa presiunii, spun jucătorii Farului. Păi nu, marile meciuri sunt fine, marile realizări fac sub presiune. Pentru că acolo sunt meciurile importante, dar în fine, presiune, nepresiune, ideea e că au intrat super montați și au pregătit capcana perfectă pentru cei de la Rapid, care au intrat, cum zicea Ilie Grameni, pe vârfuri. Sau se aștepta să intre pe vârful. Se aștepta. Da, se aștepta să intre. Nu există meci pregătit de Hagi să nu joace la Victorie. Deci nu există așa ceva. Da, deci când astăzi ești antrenat de Hagi... mobilizați ca oricând, nu știu ce. Nu, au intrat montați. Montați, da. Marius mai avea puțin și mușca din cineva. Da. Cine, da? Ce? Marius. Gustavo Marius. Dom'le, să nu uităm că echipa asta a câștigat campionatul cu cifre extraordinare pe jocul ăsta în profunzime în sezonul trecut. Avea cele mai bune cifre pe atacurile astea în profunzime. În seara asta echipa Rapid a fost expusă, pentru că trebuie să atași pozițional, trebuie să intri în joc cu fundașii central, cu linia de fund avansată. Și acolo sunt probleme. Pentru că observăm, Rapid a fost expusă. Da, expusă. Da. Pentru că jocul ăsta în profunzime a Farului este o echipă lucrată. A greșit aici Rapid, apropo. Trebuia să lase jocul mai echilibrat, să nu se arunce. Rapid este extrem de periculoasă când adversarul atacă poziționat exact, și pe contraatac. Da, doi, exact. În momentul în care Farul a reușit, David Veni Hagi și e omul serii și trebuie să dezvoltăm mai încolo. Se grăbesc, ți-am spus. Da, se grăbesc. Dar n-a făcut ședința prea lungă. Nu, acum nu, la meciul ăsta. Păi cerul ăsta avea. Da. Și-i fericită, nu știu, mai lungă așa, mai da. Lungă. Da. Nu, a?
ne pregătim, le dă și un bonus. Le dă și un bonus. Da, vreau să apreciez felul în care este îmbrăcat și sper să, cum era pe vremuri în costum când reprezenta o companie de asta, o firmă. Așa trebuie, da. Altceva, altă imagine, Hagi. Ce credeți că i-ați surprins pe cei de la Rapid ca strategie de joc? Știam că întâlnim cea mai în formă echipă, care joacă foarte bine, știam că sunt foarte, foarte bun pe atac rapid. Ne-am apărat bine, au făcut un efort incredibil în defensiv, iar ofensiv am știut să construim, am lucrat lucrul ăsta, am ieșit din spate, am făcut lucruri care trebuia și am și jucat când a trebuit, am făcut ce trebuie. E greu să câștigi în Giulești, dar felicitările mele tuturor care au intrat, care au muncit. Unii jucători au excelat, am făcut un meci foarte bun pentru că echipa chiar era în formă, o echipă foarte, foarte bună, foarte tehnică, rapidă, iute. Și-au creat multe ocazii, dar fundașii au jucat fenomenal și mijlocași. Un Luis Munteanu ce marchează o dublă astăzi, iată, începe bine play-off-ul și un Cojocaru, iată, titularizat în premieră cu o pasă incredibilă, la fel și Grameni. Jucători crescuți de dumneavoastră au făcut astăzi diferența. Ne-a trecut presiunea, că pentru că anul trecut am făcut un lucru mare, incredibil, am ieșit campion, era greu să... motopresiune în aceste luni tot timpul, dar cred eu că în momentul de față nu mai avem nicio presiune, jucăm băieții, cred că asta s-a văzut și bineînțeles că am revenit la origini, am început să dăm spațiu celor tineri și în continuare vom face lucrul ăsta pentru că avem copii talentați, avem o academie bună și ei o arată când trebuie să le dăm pentru că așa putem să evaluăm, putem să vedem dacă chiar sunt sau nu sunt. Deși au mai fost anumite probleme, inexactități acolo în joc, acesta este jocul pe nu, care... Nu, Rapidul era foarte bună, nu cred că e inexact. Rapidul e juca acasă, stadionul propriu, știu fotbal, știu să te desfacă, pasează repede, dau și pleacă, au combinații, au jucători de viteză. Nu uitați, era cea mai în formă echipă, era cea mai în formă echipă. Acum, na, cred că am făcut un meci bun, unul dintre cele mai bune meciuri, probabil în deplasare în acest campionat. Așa am câștigat și la Craiova, adică să nu uitați că totuși, până la urmă, anul trecut, noi am fost și noi acolo sus, am făcut ceva anul trecut. Deci, practic, avem o experiență bună și vom vedea, de-abia început acum play-off-ul, vom vedea. După acest început de play-off, totuși, vă dă speranțe că puteți fi acolo în cupele europene până la urmă? Ați avut obiectivul dacă de dacă batem FCSB-ul, bineînțeles, dacă batem următorul meci acasă, bineînțeles, dacă batem următorul meci în deplasare, ne trebuie victorii și vom juca numai la victorii. E acesta farul pe care vi-l doriți dumneavoastră, așa cum a arătat în seara aceasta în Giulești? Mai multă posesie. Mai multă minge, mai multă posesie, mai multă personalitate, chiar dacă au avut, dar îmi doresc mai mult, dar ușor, ușor, lucrurile trebuie să avem răbdare. Cum poate ajunge Luis Munteanu la turneul final? România are nevoie de un atacant care să marcheze. E întrebarea care o puneți la toți. Ce rost are să vorbim de lucrul ăsta? El trebuie să se gândească la ce treabă avem noi, să joace bine, să se refacă, pentru că a stat 4 zile, aleargă foarte mult, ca și atacant, face un efort incredibil, dar e bine, lui nu sunt dubii, cred eu că îl cunoaștem cu toții, un atacant care îi place golul, vede golul, îl marchează, știe jocul, dar mai are multe de învățat pentru că încă e tânăr. Și de Cojocarul ne spuneți un pic, pentru că a intrat... Talentat, încă n-are continuitate, încă n-a avut continuitate, nici academie n-a avut. Sper să aibă continuitate, nu de în jocuri. S-a antrenat foarte bine, a progresat, pentru că în antrenament înveți, să învețe multe, că restul talentare. Trimiteți jucători la națională? Nu știu, nu mă interesează, vreau să mă bucur o zi jumate, două, să vedem acum când vreau să le dau o zi jumate, acum dacă nu mai le dau încă una. Avem niște meciuri săptămâna care vine, 2 meciuri, pentru că avem jucători tineri care trebuie să-i vedem, să aibă și ei minute, să pregătim pe toți. Vom face 2 meciuri amicale, și miercuri și vineri, și după aceea vom vedea. Mulțumesc! Mai vrea și posesie, Hagi, după ce contraatacul i-a bătut pe cei de la Rapid, iar problema cu lui Muntanu este că el nu va mai fi al lui. Asta este
ușor dramatic pentru Farul, cel mai bun jucător. Poate avea o clauză să-l cumpere. Există clauză să-l cumpere Farul. Da. Și apropo de posesie, Rapid a fost în inferioritate și cred că aici a fost puțin nemulțumit. Echipele antrenate de el, mai ales adversarul în inferioritate, ar fi trebuit să aibă și posesie. Corect. Da. Da. Dar pentru meciul ăsta nu. Pentru meciul ăsta a câștigat tocmai pentru că n-a avut posesie. Dacă avea posesie și prindea invers Rapid pe contraatac și era exact ceea ce vorbeam. Dar poți să ai posesie să nu te desfaci. Da. O să luăm o pauză și revenim cu alte. Da, am simțit că în momentul ăla putem merge peste ei. Sincer să fiu, tot meciul a fost puțin ciudat pentru că noi am avut ocazii foarte, foarte, foarte mari. Ei au avut prima repriză două contraatacuri. Unul a fost gol, unul a scos Marian acea minge la vână. Iar a doua repriză, iarăși, două contraatacuri, un gol și un gol anulat. Noi am șutat 10, 12, nici nu știu câte șuturi. Mingi scoase de pe linia porții, mingi scoase de sub bară de Buzbuchi, mingi blocate, mingi trecute prin careu, nu le nimeream, cu capul, o grămadă. S-au apărat, bravo lor, și-au obținut rezultatul mult dorit. Și aia e, noi mergem mai departe, n-avem ce să facem, dar în același timp nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat pe tot parcursul jocului cu arbitrajul. Chiar niciodată n-am vorbit de arbitraj, nu o să vorbesc, dar astăzi mai mult ca oricând am simțit că este un arbitraj nu contra noastră. Dar ce le-ai reproșa mult contra noastră celor din brigadă? Ce le-ai reproșa anume? Care sunt fazele? Sau faze? Pot să vă spun. Krasniqi, fault la colțul terenului, noi nu primim nimic în duel cu Ganea, cred? Nu primim nimic. Același fault, Weidel la mijlocul terenului, galben. După care Albion Rahmani, fault pe 16 metri la el, se continuă faza, Wide aleargă pe lângă el, nu știu sigur, acolo nu pot să vă zic dacă îl calcă sau nu îl calcă, pentru că n-am văzut. Probabil că l-a călcat la mijlocul terenului, dacă a dat roșu, dar nu s-a verificat în niciun caz faza pe 16 metri. Și încă un lucru, nu știu dacă e ok să-l spun, dar până la urmă cred că lumea ar trebui să afle. De multe ori aud, mi s-a spus din camera bar. Deci asta ți se spune... Se arbitrează de multe ori din camera bar sau ce se înțelege? Nu, stai puțin, că dacă se spune despre penaltiuri și despre roșu, ok. Nu vorbim despre faze de penalti, de roșu, de nu vorbim. Îmi pare rău, nu vreau să se înțeleagă că am ceva cu George Găman, Doamne ferește, eu de fiecare dată când m-a arbitrat m-am înțeles super bine cu el, nu vreau să dau un ils acum să zică lumea că Iacob îl acuză pe Găman, nu. Nu e în niciun caz chestia asta. Prea au fost toate. De asta și nervii la final, te-am văzut și pe tine extrem de frustrat de arbitraj și pe Cristiano Bergodi, care, eu știu, rar îl vedem în asemenea ipostaze. Ați simțit din teren lucrul ăsta, nu? Adică asta a fost despre motivul asta, pentru care... Despre asta am vorbit până acum. Da. A fost o seară nefastă a arbitrului în decizii, consider tu, sau simți altceva? Sper. Să fie așa, să fie o seară nefastă. Bun, cum se vede lupta la titlu de acum încolo? E adevărat, e început de play-off. Vine acest duș rece după un meci pe care voi l-ați câștigat cu FCSB-ul. Ne-am anulat tot ce am făcut bun cu FCSB-ul. Nu suntem în stare să menținem o linie medie, dacă nu înaltă, măcar medie. Nu e posibil la un meci cu FCSB-ul să arăți atâta determinare și atâta ambiție și să... te simți atât de bine pe teren și apoi să înnoți și să-ți fie frică și să nu te angajezi în duelul acesta de, până la urmă, de bărbăție, să demonstrezi că ești mai bun ca cel de lângă tine. Îți mulțumim tare mult! Seara bună! Chiar da, mai bun, Iacob, la declarație, că era nervos sau de cât arăta la finalul meciului. Da, povestea cu Varu, hai să zicem. Discurs de lider. Da, povestea cu Varu. Așadar, arbitrul le spune, așa mi s-a zis din camera Varu. Intervenția la golul lui Luis Munteanu, a vrut să o respingă cu dreptul, s-a blocat, n-a făcut... Nu. Da.
E o problemă. În spatele fundașilor central la Rapid e o problemă gravă. Dacă mingea ajunge acolo... Trebuie să spună și de faza aia. El trebuia să spună și de faza aia, bineînțeles. Nu, a recunoscut că a greșit. La pasa aia lui, dacă ne uităm la pasa lui Cojucaru, senzațională, aș vrea să vede, asta e pasa? Nu, 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 asta e faza. Da, el ne spune și cum arbitrează, cum arbitra Găman. Da, adică mulțumesc că tocmai început în subiectul, da. Scuze, ne-am dus în altă parte. Scuze. Deci, cum, nu numai Găman, dar apropo și de alte, de alte situații în care mi s-a zis din camera VAR. Asta, exact. Asta e faza. Uitați-l pe Iacob aici, da? Trebuia să zică ceva și de chestia asta, că a avut o reținere să facă alunecare la față. Da, să facă alunecare, și, dar normal aici, Bădescu trebuie să vină să strângă. Și a pus cenușe în cap, a zis. Da. Aici trebuie să vii pe mișcarea de tranzacție puțin, să fundași stânga, să vii aici să strângi un pic, din punctul meu de vedere. Uite, îl pierde. E greu. Acolo a fost... Știu, dar aici vii cu el, Bădescu. Vii cu el, normal, să faci și tu presiune. Dar... Așa. Și el, într-adevăr, cum ai spus, poate să facă alunecare. Ce, Radu, te-am supărat? Nu, vorbeam despre ce, dar nu contează. De fotbal, acum trecem la arbitraj. Nu mai trecem, că acum e Ion. Deci nu mai trecem la arbitraj. Scuze-mi, Radu. Nu e nimic, mi se părea interesant, dar dacă nu, nu. Dau cu oprește-ne, camera VAR. Întreabă-ne, oprește-ne. Nu pot, nu-mi permit. Nu că era interesant, nu, glumesc acum, că erau imaginile și erau bine de comentat imaginile. Pe... Uite, Bădescu se duce cu el și se oprește. O să vorbim despre VAR la un moment dat, după ce o să-l ascultăm pe Ioani, da. Care o fracțiune de secundă mi s-a părut că e la farul. Nu mai e. Nu mai e acolo. Poate îl întreabă reporterul de ce a spus lui Spunteanu. Da, dar prieteni, mai dau un mesaj. Normal, lua campionatul împreună, mai au dalea. Da, să vezi că vin, ai grijă, pregătește că îți dau gol. Îți dai seama, mai sunt de stat cinerile. Zici că îți dau gol. Da, da, să vedem ce răspunde. Iar zice, pregătește-te. Asta zice Arad. Ar trebui întrebat ca să aflăm ce răspunde. Ce răspunde, îți mulțumesc. Când o să fie Ioane gata, uite, stăm și noi așteptăm să... Se pregătească toată lumea, dar e interesant ce ai de spus. Sigur, după cum a văzut și el din trebuturi toată povestea asta și cum de multe ori a fost lăsat față în față cu atacanții celor de la, de la farul, că au mai fost ocazii destule în afară de gol celor de la farul. Să-l ascultăm! Da, e o lună calendaristică sau o lună... Da, da. A, păi ai național acum, să-ți dea repede suspendarea ca să prinzi pauza cu național. Bună seara, Marian, înfrângere pentru voi în această seară. Ce s-a întâmplat în fața farului? Spunea lui Zbunteanu că te-a avertizat că îți marchează săptămâna aceasta. Bună seara. Da, ce pot să spun decât că nu am intrat cu aceeași ambiție, cu aceeași determinare, cu același spirit de luptă. Dar ce pot să spun eu, că ne-a revenit foarte târziu. Adică meciul pentru noi a început, chiar dacă am avut ocazii și am ratat și pe început de meci și până repriza a doua am avut câteva, eu zic că acel spirit de atitudine, de determinare a apărut tocmai după ce am luat cartonașul roșu. Prietenul tău, Luis Munteanu, a câștigat duelul cu tine, ne-a spus că tot ți-a dat în fiecare dimineață mesaj că îți dă gol, îți dă gol. Cum a fost reîntâlnirea cu foștii colegi? Da, a fost o reîntâlnire nu prea bună pentru noi. Da, ce-i drept, vorbesc mereu cu Luis, este prietenul meu, este ca un frate pentru mine, fratele meu mai mic. De când am plecat m-a avertizat și eu totul luam la mișto că nu i-a dat gol nici lui Ducan și mai multe și până acum, na. Acum, bravo lui, eu știu ce poate, este un atacant foarte bun, un băiat deosebit și vreau să-i urez multă baftă. Totuși, spuneai și tu de faptul că voi nu ați funcționat foarte bine până la momentul cartonașului roșu. Ce s-a întâmplat cu Rapidul astăzi? De ce nu s-a intrat cu acea agresivitate pe care o vedem? A lipsit foarte mult faptul că nu a cântat galeria? Nu știu, cred că ține numai de noi. Numai de noi să avem acel spirit în vestiar, să avem o mentalitate bună, pentru că în meciurile astea trebuie să intri, să dai totul pe teren, să lupți, să bagi capul în crampoane, cum se zice, și să dai totul. Am și ratat foarte multe ocazii unde în asemenea meciuri n-ai voie, mai ales în play-off, n-ai voie să faci, să ai asemenea ratări.
am ratat cu poartă și cu poarta goală în prima repriză. Asta a fost diferența. Ei au ajuns de două ori și pe final, când ne-am descoperit noi, au mai avut ceva situații, dar până atunci au avut decât cele două goluri. Și situația cu Vână, când a scăpat acolo. Pe Vână l-ai ghicit acolo. Da, și situația lui Vână. Da. Da, așa au decis ei să joace mai bine. Îți vine să crezi totuși această discrepanță, chiar acum când era nevoie, după meciul cu FCSB, în care ați arătat forță, determinare, ambiție, așa cum spuneți cu toții, că intrați în acest mod, nu știu, voi ați fost afectați în vreun fel de tot scandalul iscat sau poate ați crezut că puteți învinge o echipă ce are mai mulți copii și voi mai mulți jucători experimentați, nu știu, care să fi fost cauza acestei discrepanțe așa? Habar n-am și încă nu îmi vine în minte ce s-a întâmplat cu noi în seara aceasta. Cum am zis, în seara asta am lăsat de dorit la ce înseamnă atitudine, determinare și luptă în teren. Asta e tot ce pot să spun. Probabil că vom găsi răspunsurile când o să ne întâlnim după ce avem liber și o să analizăm totul la sânge. Cum va fi? Lupta în continuare? Rămâne deschisă, nu s-a pierdut nimic momentan. Erau 3 puncte foarte, foarte importante. Ajungeam la un punct în spatele lor dacă reușeam să câștigăm. Puneam presiune pe ei, dar așa a fost să fie în seara aceasta. Îți mulțumim tare mult. Seara bună. Problema cu Varu, vreți să discutăm? Da. Mi-a mai scris un conducător de club că la fiecare meci li se spune din caz că a fost sau nu galben. Asta este... ceea ce mi se zică, mi se spune, mi se taie, nu știu dacă e adevărat sau nu. Incredibil. Deci se arbitrează din camera varului, să spui. Da. Așa spun, așa a spus și Iacob, așa spune și un conducător de club, că jucătorii aud cum li se zice că din camera var. Ceea ce este absolut interzis. Bineînțeles. Este interzis. De ce mai ești tu acolo? În teren? Nu, dar n-ai trebuie să fure. Da. Sau poate că, deși nici asta nu e ok, poate că ăla e două verificare. Spune, n-ai dreptul să schimbi decizia, nu se poate întâmpla nimic, dar a fost galben. Nici asta nu e în regulă. Sau poate că le zic așa, Florin, tu parcă ai zis ca să scape de ei. E posibil, da, și asta. Dar... trebuie cercetată povestea asta, nu e în regulă. Da, cercetată pentru că nu e în regulă. Dacă se întâmplă lucrul acesta, nu e în regulă. Chiar nu e în regulă și se creează un precedent periculos, din punctul meu de vedere. Și sper să nu fie adevărat, adică Eu sunt convins că se ajută. Noi, dacă suntem prieteni și mergem la sunt o treabă. Echipă, nu prieteni, aici sunt echipă. Sunt în echipă. Vor să fie și prieteni. Băi, dă-mi și mie, zi-mi dacă vezi ceva, zi-mi a fost sau n-a fost, ca să nu greșesc. Un limbaj, un limbaj. Dar dacă jucătorii aud, înseamnă că asta se întâmplă, e clară treaba. Asta nu e regulă. Eu am avut bănuia la asta. Încă o dată, nu știm dacă e adevărat, dar trebuie să... Pentru că vezi, de aceea e bine să se audă înregistrările. Dar înregistrările totale, nu pe care le văd. Frânturi. Da, frânturi. Sigur că atunci nu o să mai fie, bineînțeles, dacă se întâmplă așa, dacă au acest ghidaj permanent la faze care nu trebuie cercetată la galben. Apropo, Iacob incriminează o fază de cercetat la VAR care nu trebuia cercetată la VAR, pe care o să o vedem. Faza în care pornește Mihai Popescu pe contraatac. Exact, da. Și progresia și o ai de ea al doilea galben. Și vedem galben, ieșind pe Dan Șucu. De această dată nu dă declarații. Uite, asta de exemplu... Nu e regulă. Acum trebuia să dai declarații. Știi? Scuze-mă. Asta. Nu, da. La victorie dă declarații. Corect. Putea să dea și acum, mă gândesc. Așa este. Da, sunt perfect de acord cu tine. Poate unii o să zic că stai ca dat, a vorbit a fost... mult zilele astea, a vorbit Acum era momentul potrivit să iasă, să explice de ce, de exemplu, Bergodi a rămas cu doi închizători la 1-0 pentru Faru în teren. Asta n-am înțeles. Uite, poate explică Ilie. În general a schimbat post pe post. Păi da. Dar adică, de ce? Asta e întrebarea. De ce nu la Romada l-a băgat pe Albu, exact. Deci n-a riscat absolut nimic. Adică n-a sacrificat un mijlocaș central să bage un jucător cu profil ofensiv. A mutat post pe post. Singura mutare care a fost mai ofensivă a fost Burmaz la Papo. Da. Exact. Burmaz la Papo s-a transformat într-un 4-4. Cele două schimbări de la pauză. Am lăsat și de tine. La un moment dat. Da, Albu și Petrila nu au intrat cu niciun plus, din punctul meu de vedere.
Și cred că aici, aici l-a dat puțin peste cap, pentru că se aștepta să vină cu un plus cel puțin ofensiv. Petrila încă, din punct de vedere fizic, nu este la nivelul pe care îl știm. Una, și a trecut pe Papuos din primele meciuri. Una exact. Peste alta a fost, mai spun o dată, capcana perfectă și o să vedem pentru pe care le-a întins o farul ceu de la Rapid, care au venit pe un nor, realmente exact, au venit exact, Putin pe un nor și au spus că vor rezolva meciul și au intrat exact cu capul în zid. Să ajutăm pe Bergodi și mai apoi vom vorbi mai mult. Că a schimbat farul și a surprins în această seară prin joc. Nu m-a surprins. Asta am avut multe ocazie și am ratat în prima repriză și după ne-au dat cu două greșelile noastre că am pierdut mingea și au plecat pe contraatac, dar prima repriză am jucat prea mult în centru fără să desfacem jocul pe benzile unde ei aveau jucători mulți și ar trebui să împingem acolo jocul. Asta am greșit un pic, ceea ce ar trebui să facem în prima repriză. După avea al doilea repriză, dar tot am avut oricum o situație de ocazie, una după 7 minute, mare ocazie cu Vazani și încă una după și singurul Krasniqi care s-a oprit. A fost o seară, din păcate, negativă, dar și al doilea repriză am avut situație, n-am reușit să marcăm, pentru că și după meciul, după minutul 67, când am luat cartonașul roșu, nu e că s-a terminat, am încercat, 50 uomini, normal, am luat multe contraatacuri, dar asta era, nu era ușor, aveam două atacanți în care în prime 10 jucători care au rămas pe teren și nu era ușor să scoate din nou un jucător, mai ales că ar trebui să dăm gol, l-am dat, după n-am reușit până la sfârșitul să egalam, dar aici am stricat, din păcate, stricat această victorie cu FCSB pierzând astăzi, dar mergem înainte, nu putem spune nimic. Rar v-am văzut atât de nervos ca la finalul acestui joc. V-ați dus direct spre arbitru? M-am dus direct pentru că dacă toată lumea așa nu știu cum e, nu i-am zis nimic, i-am zis numai că am respectul pentru arbitri, dar în așa maniera tu arbitri în meciul ăsta pentru noi cu acolo când am luat roșu era fault pe Rachmani acolo în preajma greului era fault și după alte mici detalii că un arbitru face că nu mi-a plăcut deloc, cu tot respectul, după poate greșim noi, greșește toată lumea, a greșit, dar dacă asta e un arbitru, dacă astăzi a arbitrat bine un match la așa, nu mi s-a apărut deloc, pentru că tot faul pierdere de timp și așteptat, nu știu, lucruri că nu vreau să spun altceva, pentru că dacă nu, după me, poate că mi-a suspendă de pe 6 luni. Și atunci m-am dus acolo și i-am zis ce match a făcut și gata, numai se uita la mine, asta mi pare rău pentru că cunosc toți arbitri, am și respectul, dar astăzi mi s-a părut un match, nu știu, dai, nu spunem altceva că altceva, dacă nu, repet, mi suspendă. Am văzut că v-ați temperat un pic când v-ați dus spre el. Ați plecat foarte agresiv să v-ați temperat când ați ajuns. Normal, normal, am mers acolo numai să-i spun ce meci a făcut pentru el, așa. Dar normal că nu mi-a răspuns nimic, se uita la mine și poate a vrut să vedea și, nu știu, galbene sau roșu, nu știu, dar după a dat afară ofițerul de presă noastră. Aș vrea să ne întoarcem un pic la jocul echipei dumneavoastră, pentru că și în toamnă, după ce ați câștigat meciul cu FCSB, echipa nu a mai avut rezultate foarte bune pentru o perioadă atunci. Acum, la fel, vine înfrângere după câștigarea derbiului. Nu știe echipa să gestioneze momentul în care câștigă derbiul? Se arde toată emoția acolo în derbi, după care nu se mai intră cu agresivitate? Nu, nu, nu. E normal că
ne-a dat un respect, un stare de această victoria, de euforia mare, dar nu e că am văzut jucătorii că în cursul săptămână s-au antrenat așa relaxat, nu deloc, s-au antrenat foarte bine și eram convinși că se putea castiga și acest match. Poate că nu am gestionat, dar ceea ce am văzut, oricum am avut ocazie, dacă noi dăm gol, probabil se schimba și meciul. Au fost niște episoade care ne-au fost negative pentru noi. Totuși, nu vi s-a părut așa că toată atmosfera cumva din seara asta a fost un pic apatică? Galeria nu a cântat. Parcă și în stadion se simțea o stare de tensiune așa înainte de meci, cu multă liniște în multe momente. Nu știu, până și echipa a intrat în acest joc în câteva momente în prima repriză, adică apatică, nu cum este Rapidul în general, mai ales acasă, agresivă, și ați simțit aceste lucruri? Bă, l-am simțit, da. Nu știu, sunt lucruri astea care s-au întâmplat în aceste ultime două zile, că probabil ne-au afectat, pentru că oricum subconștientul lucrează și eu zic că nu era ușor să treci de acest moment, chiar dacă am văzut jucătorii în vestiare și în cursul antrenamentele s-au descurcat bine, nu pot să spun nimic de negative, dar sigur această atmosferă cu două tribune care incita sau e lângă echipa și pelusa că nu cântă deloc, eu zic ce vine are echipa noastră să nu cânte asta pelusa care erau acolo, să nu cânte cu echipa, ce vine avem noi. Nu știu, adică ce bine avem noi. Înțelegeți protestul, dar poate ar fi da, înțelegem, bai, normal că înțelegem protestul, dar se putea da dovada astăzi de a fi realmente, adică cu adevărat lângă echipă, pentru că e un moment dificil, știm, pentru une persoane de acolo în peluză, pentru președintele nostru, dar e un match de fotbal, ai canta, sta acolo și cantase, ne dați un sprijin importante. S-a văzut două tribune și după au și fluriat când au cantat asta din tribună și au fluriat asta din peluză. N-am înțeles astăzi, sincer, și repet, noi n-avem nicio vină. Vina avem pentru că am pierdut meciul, dar sincer, atmosfera... Lupta cum o să fie? E lupta cum e. Mergem înainte, sunt oricum încă 9 meciuri și putem recupera, e normal că trebuie să schimbăm foaia acum meciul cu Craiova, dar asta este, din păcate,